cerca l'ombra flori, îi grijești aiciori. În tot pavă de cuzori, te botic și ușor. Dar te spate, dar te spate, să-i băiască ea nu poate. Aiciori e așadar, stau cu spatele murdar. Sunt spălați abia când plouă, la o lună sau chiar două. Bucurați-vă, mai pic, că nu sunteți pui de aripi. Dacă plouă când vrei, tu găsește-ți altfemei. După soare tale gândi, așa e viața. Așa e viața, așa e viața. Are și ușor și greu, așa e viața. Dacă te-ai pornit la drum, să nu te-ntorci nici de cum. Spune când ai de contat, așa e viața. Drumul ei întorcoteat, de cobori ai de urcat. Dacă vrei poți să învingi, așa e viața. Așa e viața, așa e viața. Ai și ușor și greu, așa e viața. Dar și să mă cer, să iubești și apoi să sper. Și zâmbind să te convingi, așa e viața. Dacă-n dragoste vreodată tu ai pierdut sau câștigat, să-ți șoptești neapărat, așa e viața. Așa e viața, așa e viața. Are și ușor și greu, așa e viața. După ce va trece timp și-ai primit totul în schimb, vei zâmbi prea înțelept, așa e viața. Și vei spune tuturor, drumul vieții nu ușor, dacă nu ții drumul drept, așa e viața. Așa e viața, așa e viața, are și ușor și greu, așa e viața. Caricaturizată, caricatura, caricaturist, caricaturizată.
de participare deosebită la teatru de tăcuri. Ei am avut mai multe proiecte și ei sunt nepoții mei actori. Cine mai vrea să vină în grupa noastră este binevenit. Bună seara! Dragi copii! Vreau încă o dată să aplaudați! Așa frumos! Suntem la 3 ediții a Nocturnei Bibliotecilor. În acest an, această activitate este organizată în cadrul unei manifestări programată chiar de la Nova Teca, care se numește Ne vedem la bibliotecă. După cum ați văzut, toți că s-ar putea să intrați, am văzut, ne vedem, ne-am văzut chiar așa de frumos la biblioteca Târgoviște. Clar lucru că pentru dragii noștri actori, care în această seară au dat un spectacol minunat, noi venim cu pentru a mulțumi niște diplome de mențiune. În primul rând, pentru doamnele profesoare, dacă sunt doamna Irina Cazantos. Irina Cazantos este o formatoare, decoratoare, care m-a ajutat întotdeauna și clar că muncim în echipă, că altfel nu se poate. Vă mulțumesc tare mult! Diplomă de mențiune Iubi Maxim. Bravo!
Cine este? Ea-i voluntară. Și-a venit aici. Ai filmat. Deci, eu vreau să vă spun cum a fost istoria. Eu am venit să fac un reportaj despre proiectul ăsta Ne vedem la bibliotecă. Și aici am descoperit o fetească doamnă extraordinar. Vreau să aplaudați. Proiectul ăsta cu poveștile și cu chiar și-am zis că este o idee extraordinară. Și i-am zis că eu, cu mare plăcere, aș veni să mă implic și eu în acest proiect. Și mai am prietene jurnaliste care la fel vor să vină, deci va fi o trupă mai mare. Și noi vă invităm să vedem și să vedem. Jurnaliste, transite, voluntară, recrutată foarte recent, o săptămână, două, Alexandru, haide, repșor! Alexandru, haide, repșor!